Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. Da, nu întotdeauna e de rău în Republica Fantastică România. Uneori e pur și simplu... vesel. Da. Vesel e neobișnuit. E intrigant, așa, nu știu cum... Festiv, hai să spunem festiv. Da. E festiv astăzi. Festiv. Azi e festiv, dar astăzi se apropie Ziua Națională. Happy Festivus. 1 decembrie noi o să avem un program special. O să facem cu muzica adevărată, frumoasă, românească, cu dedicație. O să vă placă foarte mult. O să vedeți. Dar asta e o paranteză. Deci se apropie Ziua Națională, ocazie să observăm că în județul Cluj o primărie e fiartă, cum se spune, pe drapelul național. În ultimii 4 ani, primăria Florești a cumpărat numai puțin de 6700 de steaguri. Mamă! Dar le plac foarte mult, nu poți să-i... Băi, tricolorul e frumos. Este un drapel frumos. Poate e bine, oamenii își doresc să aibă cât mai multe drapele naționale. Libertate, ziarul Libertate, observă că sunt acum drapele pentru fiecare stâlp posibil. Și că sunt de 3 ori mai multe steaguri decât arborează primăria capitalei pe 1 decembrie. Ăștia la capitale nici nu sunt patrioți. Nu. Uite ei ce frumos la Cluj. Că le vând la Florești. Da. De-a lungul celor 10 km care leagă autostrada A3, tronsonul Turda Gilo de municipiul Cluj-Napoca, pe fiecare stâlp de iluminat de pe ambele sensuri se află amplasat câte un drapel tricolor. Să știi că am mai întâlnit situația asta în Dâmbovița, pe lângă Târgoviște, un sat, o ceva, o comună. Da? Uite, poate ne ajută ascultătorii. 07283132, că nu mai țin minte, dar sigur este, unde tot așa am intrat și am rămas uluit că erau pe fiecare stâlp la fel. Drapele tricolore cu 2 luni, adică nu era vreo sărbătoare. Unul sau două, că mai sunt care pun și în vea, da, așa, știi? Câte două erau. Câte două, adică da. E o lucrare serioasă și acolo. În Dâmbovița, e aproape de Târgoviște. Dacă ar fi băieți deștepți, ar lua suportul câte 5-6. Ca să fie jur împrejur. Numărul steagurilor s-a dublat în ultimele luni. Astă vară era un drapel la 2 stâlpi, dar problema asta s-a reglat. Nu era drept. Pentru stâlpii în pari, nu. Da. Aparent, drapelele astea nu sunt arborate doar de Ziua Națională. Sau de evenimente. Tot timpul. Practic să fluture ceva. Să fulfuie. Da, mă, atunci ele sunt consumabile. Da. Păi se deteriorează. Da, se uzează. Fac o paranteză. Voi ați văzut că sunt și astea, luminițe de Crăciun, care în unele localități rămân tot anul. Păi, mai sunt care din când în când, undeva spre Brașov, da, găsit-o. Și eu am încercat la mine pe casă, dar s-au stricat. Adică am pus într-un an, dar nu, trebuie să le 3 date jos. Și în fiecare an bătaie de cap, îți dai seama, să fie frumos. Să știi că un fenomen care ia amploare, ne scriu ascultătorii noștri. Deci spun așa, că la Conțești, Dâmbovița, da, e unde am văzut eu. De asemenea, sunt mesaje că la Răcari este situația asta, zice, dar la Răcari, acolo și oamenii au un curț steagul, nu doar pe stâlpi. Deci o să fie de tradiție. Da. Altcineva zice că zona de la Toplița până la Gheorgheni e la fel în toate localitățile. Na. Deci pare că avem mai multe... Toplița în ce județ e? Cine? Toplița în ce județ e? Îmi cer scuze, nu știu. Ok. Vrem detalii despre Toplița. Îi dă căutare tu până cer detalii, că am senzația care... În județul Constanța, în Lumina, Cumpăna, tot timpul anului. Hai mă, unde e Toplița? Românesc și european. Ce faci, Adi? Păi ești plecat acolo, eu am nevoie de tine. Păi vezi, asta este. În Harghita e. Da. Toplița este o zonă românească din Harghita. Bun, deci revenind la Florești. Florești e mai mare comună din România. Am căutat 33.000 de locuitori. Așa. Drapelele astea se mai uzează, se mai rup, se mai înlocuiesc. 6.700 de steaguri, 30.000 de euro. Și s-au luat așa. 600 de steaguri în 2022. 500 în 2021. 2020. În 2020 și 3600 în 2019. Deci atunci a fost oamenii sunt, da, atunci a început tare și după aia este să se mențină ștrocul. Au fost și casate 1000 de steaguri în 2021. De ce? Păi se, de la vând, de la se uzează, se înțelege? Ne auzi că le lasă deși tot ar putea fi spălate, cusute, aranjate, apretate, remaiate. Da, un pic de respect față de drapelul național. Spre comparație, primăria capitală arborează în fiecare an pe bulevardele pe care le administrează în jur de 2000-2400 de steaguri tricolore. Spre deosebire de 6700. Da. Da. Destul de slăbuț. Da. În plus, primăria din Florești a mai cumpărat și o mulțime de steaguri mici de interior.
pentru vreo 5800 de lei. Deci steaguri peste tot. Unde te duci, steaguri? Băi, tot respect. Deci nu putem să râdem despre asta. Eu v-am zis. Fiecare concluzia lui. La Cluj observ că este mare respect pentru tricolor. Eu, da, aș vrea Funar, o statistică din perioada domnului Funar. Din, da, în perioada domnului Funar, domnul Funar vopsea băncile. Da, e deci, adevărat. Practic, era fiert pe vopsea. Da, nu doar în sus când te uitai la drape, și în jos când te așezai cu fundul pe ceva, te așezai cu fundul pe... Practic, trei culori. Conjurat de trei culori, da, oricând ar fi fost. Deci, tot respectul, nu știm dacă e cu felicitări sau nu, dar să știți, dacă vreți să vedeți undeva tricolorul, dacă nu simțiți nevoia să fiți înconjurat de tricolor, să nu știu, mergeți la Florești. Acolo fulfuie pe bulevard de tot. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.